șef la cuțite, 3 aprilie 2023. Cine a câștigat amuleta? Ce preparat a ales Ilona Brezoianu, după ce a făcut show la degustare? Ilona Brezoianu a făcut show total la degustare. Actrița a mâncat din toate preparatele șefilor și a ales câștigătorul amuletei. Iată ce farfurie a impresionat-o cel mai tare. Ediția 4 din sezonul 11 Șef la Cuțite a adus-o pe micile ecrane ale telespectatorilor pe Ilona Brezoianu. Actrița a fost prezentă în platoul show-ului culinar pentru a degusta preparatele șefilor de la jocul de amuletă, dar și pentru a desemna câștigătorul avantajului uriaș. Replicile savuroase și momentele amuzante au fost nelipsite. Ilona Brezoianu a făcut show complet în timp ce gusta din ce au pregătit șef Sorin Bontea șef Florin Dumitrescu, șef Cătălin Scărlătescu și șef Florin Ivan. Sunt făcute chiar de ei. Am onoarea să mănânc chestii făcute de ei și să-mi dau cu părerea. Chiar am ajuns cineva în țara asta, a mărturisit actrița. Trebuie să mănânc și arătările astea de aici. Șuncă pe băț și o perpelești puțin la brichetă. A fost replica Ilonei Brezoianu când a ajuns la farfuria lui șef Cătălin Scărlătescu șefii s-au amuzat pe măsură de jurizarea savuroasă a actriței. Șef Sorin Bontea și-a stăpânit cu greu hohotele de râs. Ilona Brezoianu a anunțat cine a câștigat amuleta din ediția 4 a sezonului 11 șef la cuțite, de pe 3 aprilie 2023. Așteptarea a luat sfârșit pentru cei patru șefi. Ilona Brezoianu i-a luat prin surprindere cu o veste neașteptată. Așadar, farfuria lui șef Cătălin Scărlătescu a fost desemnată câștigătoare în ediția 4 din sezonul 11 șef la Cuțite, de pe 3 aprilie 2023. Nu cred așa ceva. Mi se pare fascinant. La Bontea în farfurie aveai chestii mult mai elegante, iar la Florin Ivan în farfurie aveai combinații de gust. Nu pot să mă supăr pe Ilona că nu mi-a dat mie amuleta, mă supăr pe Scărlătescu că ridică la rang de delicate să o bucată de bacon trasă printr-un băț, a spus șef Florin Dumitrescu. Șef Sorin Bontea s-a decis să o testeze pe actriță, motiv pentru care a întrebat-o dacă își mai amintește ce a gustat din prima farfurie. Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile. Astfel, în noul sezon șef la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și Antena Pelea Y, luptele pentru amuletă se vor da în patru. La fiecare confruntare, șefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă toate amuletele care vor fi câștigate de-a lungul audițiilor de către ceilalți competitori vor fi depozitate într-un safe, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei șefi în urma bătăliei finale. Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei șefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar. Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul șef la cuțite, toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei șefi în urma bătăliei finale.